activități. Dragi consăteni, reluăm astăzi una dintre cele mai frumoase tradiții ale acestor locuri, sărbătoarea iilor. Ea a fost inițiată cu mulți ani în urmă de principesa Brâncoveanu în anul 1920 și reprezintă pentru noi, locuitorii din Cezie, nu o întoarcere în trecut, ci continuarea unui obicei care ne-a înfrumusețat sufletul și privirea an de-a rândul. E bine să știe și copiii noștri că tradiția populară preluată de la străbun trebuie nu numai păstrată cu sfințenie pe ceva sacru, ci dusă mai departe cu dragoste și dăruire. Oamenii din Cezieni au fost dintotdeauna oameni harnici, talentați, iubitori de frumos. Ei au fost apreciați deseori, nu numai în țară, dar și pe hotare. E o mare bucurie pentru mine, astăzi, să observ că talentul artistic s-a transmis și copiilor, ceea ce înseamnă că putem face multe pentru ei de acum înainte. De asemenea, țin să vă aduc cunoștință faptul că, după mai bine 15 ani, călușarii din Cezieni s-au reunit și au obținut locul întâi la Festivalul Național Călușul Românesc. E dovada certă că împreună putem realiza lucruri mari. Țin să mulțumesc cu această ocazie tuturor celor care au răspuns chemării mele și care doresc sincer să ne ajute. Mulțumesc conducerii județene Olt pentru ajutorul acordat și dumneavoastră tuturor celor prezenți la această manifestare de suflet. Vă rog în numele dumneavoastră să ne spună câteva cuvinte. Domnule primar, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că sunt deosebit de onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră la această sărbătoare de suflet, deoarece am văzut în ultimul timp că dacă orice se poate schimba, numai portul popular rămâne același. Portul popular este cel cu care noi ne mândrim. Vreau să felicit conducerea primăriei, Consiliul Local Cezieni, pentru această inițiativă deosebită de a reîntregi tradiția din Cezieni, de a organiza acest stadion, aceste întâlniri de suflet cu toți locuitorii din Cezieni. Și vreau să profit de acest prilej de a felicita conducerea primăriei pentru rezultatele bune pe care le-a avut în ultimul timp, pentru renovarea primăriei, a Consiliului, a Căminului Cultural, a lucrărilor de amenajare la iluminat, telefonie și toate celelalte pe care dumneavoastră le puteți vedea și le simțiți bine ca mine. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de a participa cu dumneavoastră astăzi aici. Vreau ca această ediție întâi reluată să fie perpetuată și să participăm până la cât mai multe ediții. Încă o dată felicitări și mult succes! Mulțumim, domnul deputat! Dintre cele mai frumoase, ei care vor fi premiate, vom constitui o comisie formată din trei persoane. Și anume, de la Muzeul de Etnografie al județului Olt participă doamna Deleanu Elena. Doamna profesoară Vătosu Maria, pe care o cunoașteți foarte bine. Și doamna Ghicana Molina, care a lucrat cu Muzeul de Etnografie atâția ani. Pentru alegerea cea mai frumoase ei, lăutarii vor cânta o horă. Da? Iar dumneavoastră vă veți prinde în horă, vom pune niște numere, da? Iar cele mai frumoase ei vor fi premiate după spectacolul organizat și prezentat prin intermediul Căminului Cultural Cezie. Și a fost sărbătoarea iilor, ediția întâia reluată la Cezie. Trebuie să spunem că această reluare a fost onorată de prezența domnului deputat inginer Florin Iordache, deputat de Olt cu biroul deputățesc în municipiul Caracal,
De fapt, l-ați văzut pe dumnealui la festivitatea de deschidere, care a fost oficiată de primarul cezienilor, domnul profesor Daniel Gușatu. Au fost invitați, nu într-o doară, ci numai pentru faptul că în fiecare dintre comunele reprezentate se desfășoară sau urmează să se desfășoare reluări ale tradițiilor locului, primar din comunele Stoienești, domnul Vlad Paul, Părcașele, domnul Vlad Paul, Băbiciu, domnul Andrei Emil, Gostavățul, domnul Trică Constantin, Sprâncenata, domnul Gheorghe Cârstea, Brăghiceni, domnul Paul Dobre. De asemenea, viceprimarul din Făcașele, domnul Octavian Bojaru, domnul Toma Iot, viceprimarul din Băbiciu. Să mai precizăm, în prima fază a concursurilor cezieni, de la care urmăriți aceste aspecte, au fost înregistrate 147 de concurente. Este vorba despre ei, precum și, evident, despre persoanele care le poartă în această foră. Spectacolul în sine a fost cel prilejuit, de fapt, de această expoziție în mișcare și în ambientul natural al celor care poartă această tradiție pe umeri și care o și înnobilează sudoarea muncii. Purtătorii de ei din cezieni au fost la înălțime. Iile nu mai vorbim. Urmăriți în continuare reportajul video insert. Doamnelor și domnilor, bună ziua, stimați invitați, bună ziua, onorat juriu! În spectacolul de azi vor evolua cântăreți și dansatori ai căminului cultural din comuna Cezien în următoarea ordine. Grup folcloric, suită bărbătească, suită Ivaș cu Nicoleta, suită mixtă Simiancă, poezie, suită de copii, solistă Andreescu Zoia, Căluși, iar în încheierea acestui spectacol extraordinar, vor cânta din nou pentru dumneavoastră solistele Ivaș cu Nicoleta și Andreescu Zoia. Orchestra care ne asigură armonia muzicală este în următoarea componență. Ghită Stelian și Sol Cristian, instrument cu cape. Ghican Constantin, conducător muzical și instrument vioară. Târgulecu Stelian, acordeon. Drăghici Mihai, instrument cu percuții. Vă dorim audiție și vizionare plăcută. Iar ca să vă aducem mai aproape de sufletul acestei sărbători, ne-am gândit să vă recităm câteva versuri. Cum timpul ridează fața ca zorile dimineața, de tradiții s-a uitat ceea ce-i mare păcat. S-a uitat de Brâncoveanu, fata lui Mitu Cezianu, și avea sânge de jean și iubea pe țăran. Și având în o inimă bună, satului a întins o mână, iar la horele din sat, ei frumoase a premiat. Ca un zâmbet cald de soare, a creat o sărbătoare care astăzi reînvie cu tir
de la primărie. Cum în prag de mileniu s-a trezit din somn cezeniu și-au plecat mic cu mare să prindă hora în vale. Și după prima evoluție a celor 147 de candidate la titlul cea mai frumoasă ie ceziacă la reluarea sărbătorilor iilor în comuna de lângă municipiul Caracal, a început spectacolul organizat cu acest prilej de Căminul Cultural din comuna Cezieni. Prezentarea a fost făcută de unul dintre fiii satului, care o să observați dumneavoastră înșivă în ceea ce conține materialul pe care îl prezentăm. A optat să rămână acolo unde sunt rădăcinile. Este vorba de tânărul trăstarul Constanti, care în deschidere a rostit o evocare a originilor obiceiului acestuia al sărbătorii iilor în Cezieni, cu pornire din 1920, domnița Brâncoveanu, fata lui Mitu Cezianu, în versuri alătuite împreună de Georgia lui Greere din comuna, deci din satul Corlătești, comuna Cezieni, și însuși cel care l-a și recitat, trăstarul Constantin. A urmat evoluția grupului vocal folcloric bărbătesc, din care vă prezentăm o scurtă secvență, una foarte scurtă, deoarece mijloacele de amplificare nu au prevăzut captarea sunetului de la bărbații care s-au prezentat pe scena în aer liber a stadionului din comuna Cezieni la sărbătoarea iilor 2001, 22 iulie. Erau odată renumiți pentru dansatorii din comună, pentru mai ales călșarii din Cezieni. Ei bine, odată cu reînvierea obiceiului sărbătorii iilor, se pare că a început să reprindă viață și jocul popular atât de dinamic, de energic, din vatra cezienilor. Urmăriți o suită de dansuri populare bărbătești, prezentată de dansatorii virtuoși din Cezieni. Thank you.
2 24. 24 de ei au fost selectate pentru semifinală de către juriu condus de doamna Deleanu Elena, muzeograf în cadrul Muzeului de Etnografie al județului Olt. Prezentarea a fost făcută, așa cum era normal, de către primarul Zienilor, domnul profesor Daniel Gușatu. Bine, cele 24 de ei selectate pentru finala mare s-a prins într-o altă horă care a fost condusă de taraful de lăutari din comuna Cerieni. Să recapitulăm, deci, sărbătoarea iilor cezieni 22 iulie 2001. A fost, de fapt, a doua reluare a acestui obicei, care datează din 1920, la inițiativa, atunci, în 1920, a prințesei Brâncovea, originară și sorginte a părinților și bunicilor din Cezieni. S-a desfășurat această sărbătoare a iilor din 1920 în aproximativ 1943-44. A fost reluată în 1972, atunci când omul numărul 1 al datului era domnul Marin Dănacu, și s-a continuat din 1972 până în 1990. Vremea a făcut ca în 1990 să fie pus punct cele de-a doua faze a sărbătorii iilor din Cezieni. În anul de grație 2001, primul al mileniului al treilea, oamenii din Cezieni s-au gândit că ce este cu adevărat valoros trebuie păstrat, trebuie renodată tradiția. Ceea ce s-a întâmplat în 22 iulie 2001 la Cezieni, în același loc în care se desfășuraseră și fazele, să le spunem, cu toate că este un cuvânt puțin adecvat tradiției populare, ale sărbătorii iilor. 47 de ii prezente în prima fază au rămas în finală 24. Veți constata dumneavoastră înșivă, stimate telespectatoare, stimați telespectatori, că cele care au rămas în această fază sunt cu adevărat cele mai frumoase. Juriul este acolo în centrul horei, studiază cu atenție și își va da verdictul. Nu vă spunem deocamdată care au să fie cele. Fără îndoială, în